astăzi, deși era furguit puțin prin București. Așa este și în această dimineață a fost foarte frig când am plecat noi de acasă. Dragii mei, matinali, începem săptămâna cu o vreme capricioasă. Vântul face ravagii, mai ales în partea de sud a țării. Am scăpat de codul galben, dar trebuie să stăm în gardă, căci se anunță schimbări de ultimă oră în toată țara. Maximele se încadrează între 6 și 7 grade, iar minimele între minus 1 grad și 3 grade. Să vedem ce ne arată harta pentru fiecare județ din țară. Minus 1 grad întâlnim la Suceava, 1 grad la Iași, dar și la Bacău, 2 grade la Galați, 3 grade la București, dar și la Brașov, o maximă de 4 grade întâlnim la Constanța, la Sibiu, la Cluj, dar și la Baia Mare, 5 grade la Oradea, o maximă de 6 grade la Drobeta, Turnu Severin și 7 grade la Timișoara. Ei bine, cam atât cu veștile despre vreme. Nati Botem, întorc la voi. Mulțumim foarte mult, Ralu Cuța. Ionela Prodan părăsește